Căline, ne-am văzut în sfârșit, după vreo mulți ani. Da. Mersi mult în seara asta, am urcat pe scenă alături de celelalte cuvinte. Da. Călin Pop, unul din idolii mei, mentorii mei din copilărie. Mulțumesc. Se lasă rău, Armageddon, toate albumele, Ispita, wow. Mm-hmm. Adevărul că și eu te știu tot de pe un fel de ecran, nu? De pe internet. Fiul meu, Marius Pop, el mi-a dat... Prima oară văzusem clipul cu el, cu Alex, întâmplător, cover-ul după Așa e viața mea. După aceea, fiul meu zice, fii atent cum îi limită pe Minculescu, fii atent cum poante. Și mi s-a părut foarte simpatică chestia, am râs de m-am spart, mai ales la chestia cu Minculescu, acolo e nimerită. Vă dați seama, eu am venit la celelalte cuvinte să vă pe Leontin, care e mai bun ca anelul la tobe, ce să mă... Mersi mult! Cu drag, deci, cu indirect, drag. Avem și o părere a lui Călin. Așa că Pop. Știam dinainte de pe asta și... și tu ești o vedetă în felul tău, cu sketch-urile tale, cu faci stand-up comedy. Da, faci stand-up și cânt, am și trupul. Nu, să ai mult noroc, multă baftă. Mersi, să fii. Am să-ți trimit un clip de acum vreo 10 ani în care cântam Așa e viața mea la o întrunire moto. Ți-o trimit. La nu am știut, n-ai numai o chestie cinoșată, ai văzut-o prima. Nu. După aia te-am văzut când mi-a zis fiul meu, fii atent ce fiști. Nu, dar nu aia care te imit eu pe tine, nu, am un clip. Dar nu m-ai imitat, acolo ai cântat pe bun. Aia când eram eu tânăr cu părul lung și pe la motocicli și pe acolo. Așa e viața mea, nu, cânt să fac o nimic. Nu aia, îți trimit aia în care o cânt pe bune, cu băieți, cu trupul, cu toanții. Mersi mult. Urmăriți Arnautul. Ce alte cuvinte, mergeți la concertele lor, se lasă rău. Mersi mult. Yeah!